pe pieptul celui ce m-a iubit. Din dușa sa viață, să pot fi mântuit. Cu dulce glas mă cheamă, fiul lui Dumnezeu, fiind și seara, dragii mei prieteni, iată-ne din nou în prezența cuvântului lui Dumnezeu. De data aceasta poposim pe meridiane mai umane și mi-aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri simple din popor. Omul tot om. Acesta este titlul subiectului nostru și vreau să introduc câteva elemente din viața mea personală, în special din anii copilăriei pe care i-am petrecut în Dobrogea, printre dealurile acelea frumoase, pline, pe vremea aceea de vii, de calitate. Fiind născut în Dobrogea, una dintre zonele cu evident potențial, nu-i nu așa? Am auzit de mic copil de la unchiul meu, care era șeful unui complex de producere a vinului, unei societăți viticole, Eu auzeam nume de genul. Cabernet, Tămâioasă, Napoleon, Merlot și așa mai departe. Evident că unul dintre aceste nume mi-a atras atenția, vin Napoleon. Auzisem eu de Napoleon, mare războinic pe vremea aia, aveam 13-14 ani, dar evident că nu știam ce are Napoleon, marele războinic, marele imperator, cu vița de vie, de ce se numește vinul Napoleon. E, pentru mintea mea de copil, aceasta a fost o provocare care m-a trimis la o cecetare. Finalmente am înțeles pe vremea mea și am înțeles și astăzi, era vorba de o, o vie aleasă undeva, zice că soiul s-ar trage din Africa de Sud, care producea un vin extraordinar, bineînțeles o formă de șampanie de mare rafinament pentru cei care consumă vin și se pare că Napoleon rămăsese îndrăgostit de aceasta, de acest tip de vin, chiar dacă nu era un alcoolic sau nu, mă rog, era mare consumator de alcool, spune că acest vin din această viță, care i-a și rămas numele, nu, porecla, vin Napoleon, pentru că îl consuma Napoleon zilnic, avea să-i poarte numele peste ani. Ei, în Dobrogea se fabrica sau se producea viță de vie și calitatea vinului respectiv respectiv era de importat de francezi, chiar am întâlnit oameni care pe vremea aceea veneau din Franța undeva în Dobrogea să negocieze nu numai calitatea vinului, prețului și așa mai departe, transport și tot ce aparține de logistica și administrarea exportului astfel, a unui astfel de vin, vin Napoleon. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră o declarație, o remarcă, nu pot trăi fără șampanie. Dacă câștig, nu, în ghilimele războiul, merit să beau șampania. Dacă pierd războiul, am nevoie de ea. Deci, vedeți dumneavoastră cercul închis al viciului. Omul e tot om. Ce zicea Napoleon? În realitate, dacă pierd, am nevoie să beau ca să uit de durere. Orgoliul rănit, nu? Dacă câștig, merit să beau. Așa că, oricum, o dai, gândirea cercului închis îl caracteriza pe om și, în cultura americană, aceasta se numește circular reasoning. Gândire circulare sau gândire în cerc. Pleci de la un punct cu logica și, finalmente, ajungi tot la același punct. Și, la 14 ani, am furat o bucată de pâine să mănânc, m-au băgat la închisoare și. Mi-au dat pâine gratuită pe șase luni. N-a fost nevoie să o fur. Asta este dreptatea vieții, spunea Dumnealui. Deci, mie mi se pare că acesta este un alt, o altă dovadă ce înseamnă gândirea în cerc sau gândirea fără concluzii. Adică îl baci la pușcărie pentru că a furat că era foame și îl ții în pușcărie șase luni de zile și îi dai pâine pe care de fapt nu o plătește. Aceasta este rodul unei circling thinking sau gândire în cerc. Mai există o altă declarație care mi se pare foarte interesantă, o realitate care provine din lumea americană. Știți că odată cu mișcarea de emancipare, societatea americană a hotărât să expulzeze Biblia din școală sau ce au făcut? Au luat Biblia din școală ca să nu mai citească tinerii și, în consecință, tineri fără. Biblie, fără orientare, fără Dumnezeu, bineînțeles că avea ocazia să intre în pușcărie, să facă boacăne, pentru ca mai târziu să citească aceeași carte care a fost exclusă în școală. Ce înseamnă să gândești în cerc? Au luat Biblia din școală ca să nu mai citească tinerii, pentru a le da ocazia sau a le oferi ocazia să o citească mai târziu în pușcărie. Pe când, dacă le-ar fi dat-o să citească în școală, n-ar mai fi ajuns să citească în pușcărie. Circling thinking, gândire în cerc. Acum, pășim puțin, pentru că omul e tot om, așa cum spuneam în titlu, vreau să intru puțin în lumea științei. Isaac Newton a crezut în Dumnezeu, nu? Dar regretatul Stephen Hawking, succesorul lui Isaac Newton, de fapt, în scaunul său de la Cambridge, n-a crezut în Dumnezeu din nou o dovadă a gândirii în cerc. A fost o vreme când oamenii de știință credeau în Dumnezeu, dar biserica nu credea în știință. A venit vremea când biserica crede în știință, dar oamenii de știință nu mai cred în Dumnezeu. Iată din nou o gândire circulară, o gândire fără concluzii, o gândire care nu duce nicăieri. Da, Asta e. Omul e tot om. Așa că provocarea care urmează pentru noi oamenii este follow the science sau iată după știință, urmează știința. Dar aici avem o problemă. Care știință? A omului care crede, a omului de știință care crede în Dumnezeu sau a omului de știință care nu crede în Dumnezeu? Diferența între știință și omul de știință este foarte mare. De ce? Pentru că discrepanța între a ști și a avea demnitatea morală de a recunoaște adevărul este determinată de caracterul fiecărui individ. Deci, dacă omul cunoaște adevărul în domeniul științific, dar nu are abilitatea morală să-l recunoască datorită unui orgoliu masiv, aceasta arată că de fapt știința în mod natural conduce pe oameni la Dumnezeu. Deci, până la urmă, prietenii, omului tot om. Confuzia este produsă nu de știință în sine, nu? Ci de concluziile pe care le trag oamenii de știință. Deci, a urma știința nu înseamnă neapărat a urma concluziile unor oameni de știință. Nu vreau să mă repet, dar ne aducem aminte de Louis Pasteur, care spunea că puțină știință ne separă de Dumnezeu, iar multă știință ne aduce mai aproape de El. Louis Pasteur, profesor, doctor, director general al Institutului Național Științific de Cercetare a Universității Naționale Franceze. Religia este un bazm cu zâne pentru oameni care se tem de întuneric. Atenție, prieteni! Aceasta nu este o declarație a științei, ci mai degrabă este declarația unui om de știință care își împărtășește propriile convingeri ateiste cu privire la existența lui Dumnezeu. Bineînțeles că John Lennox, unul dintre oamenii de știință contemporani, întrebat cu privire la ce declarase mai înainte marele Stephen Hawking, John Lennox zice ateismul prieteni este un bazm cu zâne pentru oameni care se tem de lumină. Deci, iată, dragii mei prieteni, o gândire diferită. Doi oameni de știință cu o reputație masivă în societatea de astăzi, unul spune religia este un bazm cu zâne pentru oameni care se tem de întuneric, iar replica unui alt om de știință spune ateismul, nu religia. Ateismul, atenție, este un baz buzâne pentru oameni care se tem de lumină, adică se tem de adevăr. Dragii mei, dacă tot vorbim de cei care se tem de lumină, pentru un motiv anume, haideți să spunem și noi, așa cum a spus Domnul Isus, Tatăl nostru din ceruri, în prima pagină a Scripturii, prima declarație Dumnezeiască de pe paginile Scripturii a fost aceasta: Să fie lumină. Păi dacă Domnul vrea să fie lumină, haide să fie lumină, că oricum în secolul 21 minciuna are picioare scurte. Să fie lumină pentru a desecretiza sau, dacă vreți, dezgropa adevărul ascuns atât de bine de acești fact checkers sau, dacă vreți, în termeni mai populari, lupii păzitori la oi sau lupii care păzesc stâna. Este ironia specifică sau tipică românului. Povesteam data trecută despre marea carte scrisă de Sheryl Atexen, care spune Urmează sau iată după știință, dezvăluie corupția care a condus industria farmaceutică de zeci de ani. Prin minciuni flagrante, mușamalizări rafinate și coluzie la înalt nivel, cu guvernul și mass media, Big Pharma a pus continuu profiturile asupra oamenilor cu rezultate periculoase. Dragii mei prieteni, să fie lumină! Să știți că, așa cum spunea David, oare tăcând faceți voi dreptate, oare ținându-vă în întuneric, păstrându-vă în întuneric, faceți voi, aduceți voi lumină? produceți voi lumină în lucrurile care astăzi sunt confuze în lume? Iată că undeva mai bine de 50 de ani în urmă, clubul de la Roma, este foarte multă vâlvă pe tema acestui club de la Roma, un grup de cercetători avea un meeting, o întâlnire anuală și au ajuns la concluzia domniile lor, dacă nu suntem atenți cu privire la Înmulțirea noastră ca oameni, explozia demografică și creșterea economiei s-ar putea să stoarcem planeta de ultimele resurse și să nu mai fie zeamă, așa că murim și ne autodistrugem. Europa analizează de ce a durat o jumătate de secol pentru ca liderii politici să înceapă să ia în serios, adică să ia în serios avertismentele oamenilor de știință în Limits to Growth, uh, și e un articol acolo dedicat, uh, scris uh, Claudia Del Pero. Bineînțeles că această, mă rog, frământare a oamenilor de știință uh, de la Clubul de la Roma avea să-și facă bineînțeles Ecou și să se cuibărească profund în mintea și în inima doamnei Ursula von der Leyen, care evident că aproape. Refrazează declarația oamenilor de știință cu mai bine de 50 de ani în urmă. Europa analizează de ce a durat o jumătate de secol ca liderii politici să înceapă să ia în serios avertismentele oamenilor de știință. Limitele creșterii. Ei au cartografiază interacțiunea între creșterea populației, economiei și mediului și au ajuns în urmă cu 50 de ani la concluzia drastică de a opri creșterea economică și creșterea populației, ori altfel planeta noastră nu va mai face față sau se va prăbuși. Dacă nu putem să oprim creșterea populației și a economiei, planeta va colapsa. Deci am verificat această declarație a lui Ursula von der Leyen undeva în Google, ca să vedem dacă este adevăr și bineînțeles că Google ne confirmă, zice, afirmația este corectă, da, cu aproximativ 50 de ani în urmă, Clubul de la Roma a publicat un raport intitulat Limitele creșterii, care foloseau modele computerizate pentru a avertiza că dacă tendințele actuale în ceea ce privește creșterea populației, expansiunea economică și consumul de resurse ar continua fără să fie controlate, ar duce la un colaps catastrofal. Deci acest grup de la Roma, oamenii de știință de la Roma, pledau pentru, în esență pentru o încetinire necesară a creșterii populației, cât și a creșterii economice pentru a preveni dezastrul economic. E, prieteni, acum înțelegem noi de ce nu mai e cărbune, de ce se interzice grădinăritul, de ce se interzice oaia și boul și vaca, de ce se interzice mâncarea care poate să o producă omul în grădina lui, de ce uh, ni se ia gazul, de ce se scumpește de 3, 4 ori, 10 ori benzina și așa mai departe, de ce Europa dorește o colapsare economică de ce Europa dorește o înfometare sistematică a populației, care deja e prea mare și nu poate fi controlată? În realitate, o, un autor de carte a anticipat ce ne confirma Google și ce ne confirma Clubul de la Roma cu 50 de ani în urmă, într-un uh, manuscris, în 1899, ne scria. În India, China, Rusia și orașele Americii, mii de bărbați și femei mor de foame. Oamenii care controlează banul pentru că ei au puterea de a altipări, evident, controlează și piața financiară și nu numai. Ei cumpără la prețuri mici tot ce pot obține și apoi vând la prețuri mai mari. Aceasta înseamnă înfometare pentru clasele mai sărace și va avea ca rezultat un război civil. Dragii mei prieteni, această declarație e făcută în 1899. Toate resursele poporului român. Toate resursele care sunt pe planetă practic converg către un grup restrâns de lux din societatea celor care conduc lumea, detrimental majorității care nu contează oricum, nu contează și care finalmente Produc prin asimilarea acestor bogății și resurse naturale și nu numai, înfometarea tuturor oamenilor. De aceea, Pana inspirată ne spunea adeseori, oameni buni, dacă aveți un pic de grădină, dacă puteți să aveți știința de a bea apă de izvor sau de a găsi o sursă de apă și de hrană și de căldură, suntem regi și regine. Nu degeaba am fost avertizați ca popor ani de zile în urmă să părăsim sau să abandonăm orașele mari care vor deveni din ce în ce mai ostile. Deci până la urmă, prieteni, omul este tot om și Piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Când foametea va începe să ardă la tălpile noastre, creștinismul se va transforma într-o sinagogă care nu va fi a lui Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 2 ne vorbește despre colapsul moral al culturii sau civilizației iudaice, care, despre care Domnul Hristos spunea, ziceau că sunt iudei, dar nu sunt, ci mint ce au ajuns o sinagogă a întunericului. Creștinismul poate să producă aceeași reacție atunci când oamenii se vor teme că mor, vor muri de foame. De aceea, omul e tot om, dă tot ce are pentru viața lui. Dacă tot vorbim de sănătate, dragii mei, dacă tot vorbim de protecție, cine sunt acei oameni care urmează sfatul oamenilor de știință? Cine sunt aceia care sunt îngrijorați că noi suntem prea mulți și mâncăm prea mult? Am aici o imagine care vorbește mai mult. Avem pe doamna respectivă care este, mă rog, Expertul în sănătate guvernamentală, reprezentant al Belgiei. Avem expertul uh, în sănătate guvernamentală al uh, sănătății în, stat, în Anglia. Avem uh, expertul de sănătate în uh, guvernul statului Quebec din Canada și avem expertul uh, în sănătate, fostul expert al sănătății în guvernul american, un bărbat care acum se spune că s-a făcut femeie sau, mă rog, oricum, dragii mei prieteni, dacă ăștia conduc lumea sănătății, eu mă abțin să mai fac orice altă declarație. În partea stângă a imaginii aveți pe cel care va fi de acum înainte expertul în sănătate guvernamentală în Statele Unite, RFK, Robert Junior Kennedy, care are o răfuială veche și istorică cu, mă rog, sistemul farmaceutic. Nu știu ce va rezolva sau ce nu va rezolva, în orice caz este o mare diferență între șeful Departamentului de Sănătate în 2021 și șeful Departamentului de Sănătate în 2025. Uh, mă întorc la Psalmul 58 unde David spunea, oare când faceți voi dreptate? Oare așa judecați voi fără părtinire fi ai oamenilor? Dragii mei prieteni, adevărul până la urmă tot va ieși la iveală. Dacă ne temem să avem dușmani, E bine, dar să nu uitați că un om fără dușmani este un om fără calități sau un om fără valoare. De aceea, mila, știți, mila, o primim în dar de la Dumnezeu sau de la oameni. Dar invidia trebuie să o cucerești, trebuie să-ți dovedești tăria de caracter, trebuie să-ți dovedești excelența comportamentală în societate ca să poți să fi demn de iriat. Chiar dacă această declarație a fost făcută de un. Oarecare Casanova, a cărui istorie este foarte um, destul de controversată, nu-i așa? Totuși, există o dosă de adevăr în gura păcătosului care grește adevărul. Alex Oxentiema spunea că cine face totdeauna ce vrea, face rare ori ceea ce trebuie. Și eu cred sincer, prieten, că acesta este un adevăr deosebit care ar trebui să îl luăm în considerare pentru zilele. Noastre, Eu cred că avem datoria ca și poporul lui Dumnezeu, ca oameni care citim Cuvântul lui Dumnezeu, să, aveam, să avem acea înțelepciune cerească care vine de la Dumnezeu pentru a nu gafa și a decide împotriva Lui Dumnezeu fără să știm. Am impresia că intrăm pe ultima sută de metri înainte de revenirea Domnului Histos, lucruri Bizare, lucruri extraordinare se vor întâmpla în societatea noastră, și sper că, prin harul lui Dumnezeu, noi oamenii, să putem să facem față aceste, acestor mari crize morale și să nu practicăm gândirea circulară sau the circling thinking, și ci să fim oamenii care gândim așa cum dorește Dumnezeu. Mă rog Tatălui Ceresc în această seară să bifăm punctele importante din această analiză, din perspectiva omului care citește Scriptura, din perspectiva celui care crede cum crede Dumnezeu, din perspectiva celui care crede în Dumnezeu și să ne odihnim pe fieptul Domnului Hristos după un oftat vizibil în lupta noastră cu adevărul și după adevăr. Fie ca Bunul Tată Ceresc să ne pregătească în această zi de sabat pentru o cină, spirituală, o masă împreună cu Domnul nostru Isus, Marele Musafir, în frumoasa zi de sabat. Mă rog, Domnului Hristos, ca toți creștinii cu minte limpede care n-au băut din apa Nilului și nici din apa Babilonului să procedeze în deacord cu ce le dictează Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu în conștiință și să părăsească orașele astea mari care în curând vor deveni un loc atât de prielnic pentru cei care au copii părinți, oameni în vârstă și care doresc să plângă între tindă și altar în sanctuarul naturii în care Dumnezeu ne-a chemat ca să petrecem timpul până la revenirea Domnului Hristos. Bunul Tată Ceresă să ne binecuvânteze pe toți, dragii mei prieteni. Amin. Să ne rugăm. Iubite Tată, în numele Domnului Hristos, îți mulțumim pentru această seară plăcută în compania cuvântului Tău și îți mulțumim pentru mai mult sau mai puțin inspirata analiză pe care noi împreună cu cei care sunt pe calea undelor astea, în această seară, o analiză pe care am făcut-o împreună în temere de Tine, Tată. Te rugăm să ne ierți limitele și infirmitățile, derapajele noastre în gândire, și să ne ajuți ca să ne ascundem în Domnul Hristos și să ne dai Tu, Doamne, mintea care era în Hristos Iisus, ca să putem gândi, simți, trăi și concluziona viața noastră în de acord cu voința Ta. Te iubim, îți mulțumim în numele Lui Iisus și ne rugăm pentru cei care vor binele oamenilor, ne rugăm pentru cei care doresc cu adevărat nu numai pacea exterioară a planetei, dar pacea interioară, licărul acela de blândețe, sursura acela blând al dragostei lui Dumnezeu care cântă și face o melodie plină de bucurie în sufletul, în inima noastră și în mintea noastră în fiecare zi. Îți mulțumim, te iubim și ne dor de tine să ne te întâlnim și să te vedem și să nu ne mai săturăm uitându-te la privirea ta ginga și plină de dragoste care ne-a iubit în timp ce noi îți eram dușmani. Îți mulțumim, Tată, în numele lui Isus. Amin. Latina, long <speaking in Spanish>